A fost un spectacol apreciat de către toți cei care și-au petrecut Revelionul în fața Palatului Culturii. Ovidiu Lipan, Țăndărică, Mircea Baniciu sau Direcția 5 au fost doar câteva dintre numele artiștilor care au urcat pe scenă. A ținut să le mulțumească miilor de ieșeni care au ieșit în stradă pentru a petrece Revelion. Dacă ne uităm acum în spatele dumneavoastră, în fața mea, și-au aprins lanternele de pe telefoane, înseamnă că aveau nevoie de asta. Noi nu i-am strigat nominal, n-am chemat pe nimeni după nume și prenume, am spus veniți dacă credeți că trebuie să fiți aici. Au venit. Primarul nu a ezitat să împartă personal măști celor care nu aveau. Am împărțit măști și m-am băgat în mulțime între toți cei care erau în fața mea pentru a le arăta că trebuie, nu e neapărat o obligație venită din forța legii, ci din dorința de a-i vedea sănătoși și peste anul care urmează, să ne întâlnim cu toți și în 2023, de asta le-am dat măști. În rest, eu cred că fiecare conștientizează că viața și sănătatea sunt mai importante decât orice. Ultimele secunde din anul 2021 au fost numărate împreună cu artiști și cu publicul spectator. 9 secunde, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la mulți ani, România, la mulți ani, Iași! Oho! Să avem un an plin de bucurie, la mulți ani! Și a urmat focul de artificii, cel care a marcat intrarea în noul an.